Pandemia ne-a învățat că putem cumpăra de pe internet cam tot ce avem nevoie. Nu este de mirare că acest tip de comerț își va continua expansiunea. Anul acesta va înregistra un avans de cel puțin 15% față de anul trecut, iar plata cu cardul se va afla pe un trend ascendent de 39%, inclusiv în mediul rural. În online găsim orice tip de produs avem nevoie în casă. Au apărut tot mai multe magazine online în ultimii ani, iar numărul celor cu peste 1000 de comenzi pe zi se va tripla în următorii 3 ani. În prezent sunt aproximativ 100, arată datele centralizate de Vitex România. Pe termen mediu, piața se va centra în jurul unor marketplace-uri, pentru că oamenii au tendința să cumpere tot ce au nevoie dintr-un singur loc, așa cum se întâmplă la mall, explică Cristi Movilă, lider de expansiune pentru Europa de Est în cadrul Vitex. Este o evoluție naturală a unui business de online matur, să spunem. Odată ajuns la maturitate, evoluția lui naturală e de a deveni marketplace, de a da acces altor vânzători la clienții lor. În viziunea companiei, retailerii și mall-urile se vor orienta către modele de business online pentru a susține comerțul afectat de pandemie și a asigura supraviețuirea sectorului. E-commerce e o componentă tot mai importantă pentru a vinde, pentru că face conexiunea cu oameni prin online. Costul mediu este undeva la 200 ceva de lei, mediu la nivel de țară. La capitolul plăți, se va semnala o creștere la operațiunile cu cardul și a plăților cu mobilul. Acestea au ajuns la o pondere de 36% în 2020, cu un maxim raportat de unii comercianți de peste 50%. Pentru anul 2021 se așteaptă un salt până la 39%, a declarat Elena Gheorghe, Country Manager PayU România. Totuși, nivelul nu se ridică la media statelor dezvoltate, pentru că românilor încă le mai place cash-ul. Suntem o țară care are o medie foarte, foarte mare a plăților cash on delivery. Încă funcționăm cu cash. Companiile vor investi foarte mult în inteligența artificială, iar rețelele sociale vor juca în continuare un rol important în dezvoltarea afacerilor din online.